Necesitatea conferinței de presă de astăzi o reprezintă, din punctul nostru de vedere, nevoia de a pune într-un mod transparent, corect, echidistant la informarea publică datele, informațiile, cifrele care s-au întâmplat în anul 2017 în instituția noastră. Să știți că de-a lungul anului 2017 am avut experiențe foarte interesante atât la nivel personal cât și profesional în cadrul instituției și am considerat că așa este firesc, la fel ca și la începutul mandatului. Începutul mandatului însemnând 14 aprilie 2017, am considerat că este firesc ca la începutul fiecărui an să punem la dispoziția opiniei publice informațiile despre anul care a trecut și intențiile noastre pentru anul 2018. Prin urmare, în ceea ce privește anul 2017, dați-mi voie să vă spun că instituția noastră, Biblioteca Județeană Lucian Blaga Alba, a desfășurat un total de 9 proiecte, un total de 9 programe, un total de 46 de proiecte. Prin aceste proiecte înțelegem proiecte care cuprind serviciile de bibliotecă, ca de exemplu serviciul de împrumut, servicii de animație culturală și, pe de altă parte, și serviciile administrative. De anul trecut am considerat că întreaga activitate a bibliotecii trebuie să funcționeze în cadrul programelor și în cadrul proiectelor, inclusiv, ca de exemplu, serviciul de contabilitate și resurse umane. Necesitatea grupării acestor activități și acțiuni în cadrul unor proiecte, în mod exclusiv, este motivat în ceea ce mă privește de nevoia de o bună administrare și control a tuturor actelor care se întâmplă în instituție. Deci 2017 a însemnat practic 46 de proiecte față de 29 minimal propuse. Deci în data de 14 aprilie aveam 29 de proiecte, iar la finalul 2017 avem 46. În ceea ce privește bugetul pe 2017, bugetul total a fost de 1.993.000 de lei. Am cheltuit din acest buget 1.864.524, reprezentând 93,55%. Și am realizat o economie bugetară de 128.476 de lei, reprezentând un procent de 6,45%. Va fi și un moment al invitațiilor. Întotdeauna. Pe de altă parte, am încercat să determinăm numărul exact, numărul beneficiarilor direcți. Însă nu vă ascund că este la ora actuală, în contextul nostru și cu tehnica de care dispunem, este imposibil să determinăm cu exactitate numărul beneficiarilor direcți. Prin urmare, am determinat un număr minimal de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă. Adică am considerat că aceste accesări directe ale serviciilor de bibliotecă înseamnă numărul de beneficiari unici sau nu, ori frecvența. De exemplu, un cetățean poate să vină la bibliotecă și accesează serviciul de împrumut, accesează totodată cercul de lectură, accesează totodată cercul Verbum, accesează totodată ateliere educative sau alte tipuri de produse culturale pe care le punem la dispoziție. Prin urmare, el este contorizat, dacă doriți, la numărul de accesări directe. În ceea ce privește acest număr de accesări directe, aveți la dispoziție în mapele de presă, atât pe suport fizic cât și în varianta electronică pe CD-ul, aveți toate detaliile, cifrele asociate cu numele proiectului. De exemplu, 1.1, clubul de lectură, 288, cifra 288 reprezintă numărul de accesări directe al serviciilor de bibliotecă înregistrate. Adunând aceste numere de la fiecare proiect în parte, ajungem la acest total de 215.234. Practic, cifra anului 2017 ar fi minim 215.234 de accesări directe ale serviciilor de bibliotecă. Asta nu înseamnă neapărat că au fost beneficiari direct unici atâția. În ceea ce privește proiectele de animație culturală, au fost de mare impact Târgul de Carte Alba Transilvana, cu un număr de accesări directe cotat la 6.000. Festivalul Dilema Veche a avut undeva la 30.000.
Iar apoi restul proiectelor pe care le puteți vedea în programul de animații culturale sunt sub aceste cifre. Dați-mi voie, pe de altă parte, să pun la dispoziție câteva informații care țin de ADN-ul instituției și aici mă refer la proiectul 1.10 împrumut carte la sediu și filială. Pentru că în legislația specifică bibliotecii și nu numai aici mă refer la percepția publică, biblioteca este asociată în România la ora actuală în principal cu locul în care te duci și împrumuți o carte, lucru peste care noi dorim încet încet să adăugăm și alte percepții. În ceea ce privește serviciul de împrumut carte la sediu și filiale, vă pot pune la dispoziție următoarele cifre. În anul 2017, numărul cititorilor nou înscriși a fost de 4.406. Frecvența totală a utilizatorilor în bibliotecă a fost de 53.308 de vizite. Frecvența zilnică, pentru că foarte multă lume ne întreabă și se și miră, frecvența zilnică la bibliotecă este de 215 cititori pe zi, media. Am avut în 2017 un total de volume difuzate de 94.861 unități de bibliotecă. Detaliile legate despre filiala Ampoi, filiala Cetate, filiala Centru de Zi pentru persoane vârstnice le aveți în egală măsură la dispoziție în mapele dumneavoastră. Nu vă ascund faptul că intenționăm, în măsura în care găsim resursele posibile, să activăm o filială și în Voievodina, pentru comunitatea românească. Aș vrea anul acesta să vedem, în măsura posibilităților și a resurselor, să ne ocupăm mai adânc de filiala din Republica Moldova și, din câte știu, există și o filială în Austria, care este în adormire de multă vreme și am vrea să o regenerăm activitățile din cadrul acelei filiale. În ceea ce privește înscrierile utilizatorilor la bibliotecă, luna ianuarie este lună de vârf, în ceea ce privește cititorii nou înscriși. Alte detalii legate tot de acest proiect de împrumut, le aveți, n-aș vrea să lungesc, le aveți în raportul descriptiv al proiectului, în formatul electronic și listat. Mă scuzați, aici aveți date cumva, ca să putem face o comparație cu anul precedent? Da, pentru o comparație în ceea ce privește anul 2016, pe partea de împrumut, vă pot spune următoarele lucruri. În anul 2017 am înregistrat 4.406 de nou înscriși față de 3.929 utilizatori în anul 2016. Deci, tehnic, înregistrăm o creștere față de anul 2016. Acestea ar fi datele, cifrele anului 2017. Vreau să vă spun că fiecare proiect pe care dumneavoastră îl vedeți în mapă are corespondent în bibliotecă un bibliograf cel puțin cu date complete despre toate mișcările care s-au întâmplat în cadrul acelui proiect. Bibliograful sunt foarte multe, probabil că sunt peste 100 de bibliografuri, nu am dorit să le aducem aici de față, dar ele sunt și sunt la dispoziția publicului interesat. În ceea ce privește anul 2018, plecăm la drum cu un buget total de 2.095.000 de lei. Plecăm la drum cu 9 programe pe minimal și cu 41 pe minimal, cu un buget de falcat de 1.816.000 de lei, iar pe plus plecăm la drum cu 6 programe. În cadrul acestor programe avem o proiecție de 25 de proiecte. Specific faptul că programul plus 2018 nu este obligatoriu în a fi implementat. El este de dorit în limita resurselor bugetare înainte de toate, apoi în limita altor tipuri de resurse. Și aici mă refer la resursele umane în principal. Dați-mi voie să vă spun că la momentul actual noi suntem o echipă de 24 de persoane în cadrul bibliotecii. Profit acest moment pentru a felicita întreaga echipă și chiar am mulțumit sincer pentru efortul făcut în anul 2017. Să știți că oamenii s-au implicat cu
toată energia. În ceea ce privește anul 2018, toate detaliile proiectelor cu bugetele proiectate le aveți tot în mapa de presă. Am dorit astăzi în mod simbolic să încheiem și un parteneriat. Anul trecut am avut 87 de parteneriate încheiate cu diverse instituții de cultură din județ, dar nu numai. Și vom continua această serie a parteneriatelor, care observăm că a fost de mare succes în anul 2017, iar și de mare succes a fost programul de voluntariat. Există tot mai multe dorințe ale unor persoane care vor să fie voluntari în cadrul instituției și, prin urmare, mergem mai departe și cu acest program de voluntariat. După cum spuneam, în mod simbolic, dar nu numai și practic, astăzi vom semna un nou parteneriat cu Interact Aiut, pentru că și cu Interactul Aiut vom avea, vom desfășura în 2018 activități culturale comune. Din punctul meu de vedere, acestea sunt datele, acestea sunt cifrele, orice informație suplimentară vă pun la dispoziție în mod transparent. Mi-a face mare plăcere dacă invitații ar dori să adreseze un cuvânt sau să ne spună ceva. Noi ne-am propus de mulți ani să promovăm cartea, să găsim cât mai mulți, să spunem, adepți în județul Alba. Munca cea mai importantă este aceea de educație, de a fi prezenți în județ, în rândul cititorilor, de la cei mai mici până la cei mai în vârstă, este obiectivul cel mai important. Sunt acțiunile și evenimentele pe care le-a prezentat domnul director, pe care le-au pus în practică împreună cu echipele de aici din bibliotecă, împreună cu partenerii pe care am avut și avem. Și despre ce a fost, s-a vorbit, despre viitor trebuie să modernizăm biblioteca, până în momentul când o să avem un nou sediu, mai durează. Și acesta este un obiectiv, să spunem, administrativ al nostru, deși trebuie să-și facă treaba, să spun așa, și să promoveze cartea și scriitorii din Alba și români, scriitori români de peste hotare și nu numai. Iar în ceea ce privește sediul, sunt lucruri pe care le-am spus, depind de mai multe lucruri, odată de investițiile pe care trebuie să facem la spital, astfel încât să eliberăm spațiul de la Incetate, de lângă catedrală, astfel încât să avem biblioteca organizată în acea clădire monument istoric. Până atunci, însă, trebuie să pregătim și să modernizăm modul în care comunicăm cu cititorii, modul în care comunicăm cu locuitorii județului referitor la carte și la promovarea. Acum așteptăm anul ăsta, care e foarte important pentru toți, pentru noi toți, și sunt convins că biblioteca, în programele pe care le au biblioteca și în parteneriatele pe care le au cu instituțiile de cultură ale Consiliului Județean, împreună cu alți parteneri. Deci, anul 2018 să fie un program în care să se vorbească cât putem de mult de 1918 și tot ce a însemnat, să spunem, viața culturală în acea perioadă și, de ce nu, de atunci și până acum. Așa că avem de lucru și anul acesta. Îmi rămâne decât să constat că un program bine întocmit, o mapă consistentă, un colectiv deosebit, cu toate că poate că putem discuta de subdimensionare, personalul e un colectiv harnic bine implicat, o clădire a bibliotecii care și-a schimbat înfățișarea în ultima perioadă, am putut constata cu toții când am intrat, nu rămâne decât să vă felicit,
să vă doresc spor la treabă, un an, așa cum spunea domnul președinte, centenar, ne așteaptă cu o intensitate de acțiuni foarte mare, sunt convins că o să faceți față, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să ne întâlnim ori de câte ori avem prilejul cu drag. Felicitări, domnule director, și întregului colectiv. Mă bucur că sunt prezent alături de dumneavoastră, de și implicit față de domnul președinte și domnul președinte Fulea. În mediul în care ne aflăm acum, n-am decât prieteni, sper. Eu am o relație amicală cu absolutate toți angajații bibliotecii și inclusiv cu domnul director Silvan Stâncel. Am colaborat pe cale instituțională cu Biblioteca Județeană și până acum, dar ar dori să amplificăm și să extindem puțin această colaborare. Mă gândesc la faptul că Biblioteca Județeană are Lucian Blaga are o omonimă la Chișinău, poate, sau la Bălți, nu știu unde e Chișinău. Se merge tot Lucian Blaga sau Alba Iulia. Am înțeles că acele biblioteci se fac donații de cărți foarte relativ numeroase. Și mă gândesc la faptul, idee pornită de la poetul Ion Mărgineam, mă gândesc la faptul că noi, la sediul filialei, avem foarte multe cărți, primim foarte multe cărți de la colegii noștri de filială și nu numai de la ei. Și ne gândim că ținând seama de faptul că nu mai avem spațiu acolo unde să le depozităm. Practic, cei care au fost la sediul nostru ați văzut, am ajuns să le punem pe jos, pentru că rafturile sunt toate pline și ca să nu se degradeze acele cărți, pentru că sunt cărți foarte bune, mă gândesc că o parte din ele sau o foarte mare parte din ele pot fi donate Bibliotecii Județene Lucian Blaga cu scopul de a fi la rândul lor donate filiale din Chișinău, de exemplu. Și o altă idee care, tot pentru amplificarea colaborării între filiala Oamenii Scriitorilor și Biblioteca Județeană, este inaugurarea unui nou tip de dialog. Mă refer la faptul că editarea unei cărți de către un membru al filialei poate să-și găsească modalitatea de afirmare prin prezența scriitorului, prin invitarea scriitorului la Biblioteca Județeană, astfel încât pe parcursul unui an, scriitorii care publică, editează cărți din filiala noastră, să fie prezenți la bibliotecă, își lansează pur și simplu cartea și cartea va putea fi prezentată fie de către domnul director, fie de mine, fie de un alt membru al filialei, fie de un critic literar, care poate fi cel mai bine așa ar fi, să se invite un critic literar care prezintă cartea respectivă. Și în sensul acesta ar avea de câștigat și filiala noastră, și scriitorii filiale, și dumneavoastră, domnul director, și în cele din urmă, toată Biblioteca Județeană. Mă bucur foarte mult de felul cum arată biblioteca acum, mă bucur de energia, nu numai juvenilă, ci de energia unui bărbat matur, ca Silvan Stâncel, care vrea ca Biblioteca Județeană să devină un centru de iradiație culturală de primă mărime și cred că deja a început acest proces. Biblioteca Județeană este deja percepută ca un centru de cultură cu foarte mari resurse. Toate angajatele bibliotecii, mă refer la bibliotecare, sunt naturi deschise spre actul cultural, sunt inițiate în modalitatea de lucru cu cititori, sunt în cele din urmă erudite în ce privește lucru cu cartea, astfel încât nu putem decât să ne așteptăm la lucruri foarte bune. Și de aici încolo, din partea fiecărui angajat al bibliotecii, din partea domnului director Silva Stâncea. Tot ce este nou, o să ne comunicăm, domnul director, și sper să fie
să vă bucurați în continuare de cel puțin la fel de mare succes ca și până acum în 2017. Oricum, încă n-a trecut un an de când domnul Silva Sergel este directorul bibliotecii și se simt un proces de înnoire, de generare și regenerare continuă a actului cultural de suflat prin intermediul bibliotecii. Mulțumesc frumos! Deschideți o filială în Voivodina și spuneați că există filială și la Chișinău și în Austria. Dacă puteți să ne oferiți mai multe amănunte. Da, la momentul prezent am avut până la momentul discuției o participare la invitația domnului Lucian Costaroșu la Zrenianin, în cadrul unor colocvii literare care s-au desfășurat în acel oraș. Am participat cu carte, am participat cu o intervenție la nivel de dialog și am lansat acolo, de fapt, două idei din partea bibliotecii. O primă idee a fost aceasta de a deschide o filială a Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba la Zrenianin. Și a doua idee a fost aceea de a realiza un proiect dedicat limbii române sub cupola Academiei Române, ceva de genul www.limbaromana.org sau .net, unde să se pună la dispoziție informație completă despre tot ceea ce înseamnă limba română sub toate aspectele ei. Ar fi un proiect, e o idee destul de mare și ar trebui să se realizeze din punctul nostru de vedere sub cupola Academiei Române. Domnul Costaroșu, fiind odată și membru a Uniunii Scriitorilor din filiala Alba Hunedoara. În ceea ce privește filiala de la Chișinău și Austria, nu am la momentul discuției date exacte, concrete, pentru că din lipsă de timp fizic, instituțional, nu am ajuns să administrăm acea relație. De asta am spus că una dintre direcțiile pe care vreau să mă aplec în 2018 este exact această direcție, Chișinău și Austria. Deci nu am un pachet de informații consistent, știu doar că tehnic avem acolo, există un istoric. Eu personal nu am accesat în detaliu situația de acolo, nici din Austria, nici din Chișinău, dar tehnic avem un cuib, cum să spun. Despre cea din Chișinău știam câte ceva, dar despre cea din Austria recunosc că n-aveam. Da, și pentru mine. Să știți că în cele 10 luni, 15 zile și 4 ore de când sunt manager al instituției județene Lucian Blaga Alba, sunt foarte, foarte multe aspecte pe care încă le mai studiez, le mai aflu, le mai adâncesc. Problema, chestiunea filialelor reprezintă un subiect care mai necesită atenție din partea mea și am să vă pun la discuție. Da. Bazele filiale s-au pus în anul 2006, înainte să vină domnul director. Există spațiu, există fond de carte donate prin intermediul Consiliului Județean. Delegația a fost formată din Mioara Pop și Ioan Bâscă. Și în acest moment, parteneriatul cu Organizația Românilor, Unirea se numește asociația cu care s-a derulat acest proiect, am reluat cu ei discuțiile, își doresc să continuăm proiectul și domnul director cu siguranță va face posibil acest lucru în cursul anului 2018, mai ales că asociația se numește Unire. Doamna Daniela Florian, dincolo de faptul că este responsabilă cu rația cu presa, este responsabilă și tocmai de aceste proiecte ale filialelor în străinătate. Mulțumesc pentru informație. Pe lângă proiectele tradiționale, aveți vreun proiect dedicat în mod special centenarului Marii Uniri? Întregul proiect de management de anul 2018 are prefixul centenar. Există un proiect semnificativ, zic eu, de colaborare în Biblioteca Județeană, ce privește tema aceasta mare și generoasă, Marea Unire. De aminte, revista Discovolu va avea în anul acesta fiecare număr, o rubrică specială dedicată centenarului Marii Uniri. Probabil numele provizor al acestei rubrici este Unirea Centenară și în cadrul acestei rubrici am invitat deja câțiva mari, câțiva scriitori importanți
din toată țara care vor colabora la realizarea acestei rubrici pe tot parcursul anului până la 1 decembrie 2018. Mă gândesc, domnule director, că acest mod de colaborare, adică un alt mod de colaborare dintre municipiul este tema aceasta mai unit, ar fi ca scriitorii care participă pe parcursul anului la realizarea acelei rubrici a revistei să nu se revină doar la a publica în revistă materialul lor, articolul, eseu, studiu despre marea, despre această temă, ci să fie invitat și la bibliotecă să țină conferințe. Deci materialul prezentat va fi publicat în revistă și în cadrul bibliotecii scriitorul respectiv va susține și o conferință. Ori la bibliotecă, ori la noi la filială, cred că va fi o soluție mai bună și ar acest fapt ar conferi un eco mai extins ideilor despre Marea Unire, așa cum sunt recitat acest eveniment definitoriu pentru națiunea noastră în 2000. Noi, Biblioteca Județeană Ansamblu Aga Alba, după cum am spus, am încheiat foarte multe parteneriate și rulăm foarte multe parteneriate. Pentru că unele proiecte se fac în cadrul acestor parteneriate, în mod evident, și noi depindem de parteneri, depindem de dinamica acestor parteneri. Când mă refer la această dependență de dinamica partenerilor, mă refer la proiecte ca, de exemplu, Festivalul Internațional de Literatură al Bumor, mă refer la Colegiile Romanul Românesc Contemporan, mă refer la Colegiul Tinerilor Scriitori, mă refer la Gala Poeziei Românești, lista lui Manulescu, care sunt de tradiție în colaborare și în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Filiala Alba Hunedoara, dar nu numai. Mă refer la Premiul Național pentru Poezie Lucian Blaga pe 9 mai. Sănătate. Mă refer la Colegiile de Literatură și Arte de la IUT, anul acesta în premieră, premieră pentru mine, cel puțin în parteneriat cu Interarta IUT. Mă refer la Bienala Intercontinentală de Grafică Mică Interarta IUT sau la Festivalul de Literatură Liviu Rebreanu IUT. Aceste evenimente depind practic și de parteneri. Nu sunt sub autoritatea absolută a instituției bibliotecii. Spuneați de proiecte pentru centenar. Avem două prinse în programul, să spunem, dedicat centenarului, proiecte mari, și anume parteneriatul cu Uniunea Scriitorilor despre care vorbeai, nu are legătură cu celelalte proiecte, deci este dedicat numai anului 2018 și, de asemenea, cu Academia Română, partea de literatură și istorie, deci această secțiune, referitor la opera lui Octavian Goga. Deci două proiecte mari, parteneriate, să spunem așa, de nivel național și celelalte categorii implică lucrul ăsta, dar aceste două proiecte parteneriate cu Academia Română și Cetunea Scriitorilor, cele două proiecte sunt dedicate acestui an și nu vor mai exista în 2019, ca să fie foarte clar. În afară de celelalte pe care domnul director le-a prezentat, care vin din urmă și care vor continua, însă absolut tot ce facem, indiferent ce domeniu, este dedicat centenarului această activitate a Consiliului Județean și instituțiilor sale. Vrem să arătăm comunității din județul Alba că suntem și anul acesta la fel deschiși în a lega parteneriate. Prin urmare, profit de toți ochii care ne privesc în acest moment și le transmit faptul, veniți la bibliotecă. Sunt convins că aveți multe idei culturale și sunt convins că prin intermediul bibliotecii putem să punem în practică o parte dintre ele în limita resurselor noastre. Prin urmare, ce semnăm astăzi? Deci, din punctul de vedere al Fundației Interarte, este o mare onoare să semnăm acest parteneriat, care este într-adevăr un simbolic, este ca și legalizarea unei căsătorii care există de mai mult timp între cele două instituții și mulțumesc pentru colaborare. Aș vrea să felicit în mod deosebit personalul bibliotecii, aceste doamne minunate cu care noi am lucrat extraordinar de-a lungul anilor. Deci, vă felicit! Mulțumim, asemenea. Documentația este la dumneavoastră, înțeleg? Și la dumneavoastră. Și aici. Grijă, ce semna, să nu semna să avem mari, mă. Bun. Mulțumesc.
Mulțumim! Să fie într-un cea bună! Vă mulțumim pentru participare!